Domnilor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Asumarea răspunderii guvernului în fața legislativului este o decizie netransparentă și ocolește intenționat controlul parlamentar. Mai mult, legea privind politica bugetară fiscală și cea privind bugetul de stat pentru 2015 nu au fost consultate cu asociațiile de business și camerele de comerț, nici cu patronatele și sindicatele, iar societatea civilă a fost lipsită de dreptul de a se expune pe marginea acestor proiecte de lege. Sunt practici neacceptate într-un stat care tinde să se apropie de principiile europene de guvernanță. Era de așteptat și s-a întâmplat hotărârea guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii bugetului de stat pentru 2015 va fi supusă controlului constituționalității. Despre acest subiect discutăm astăzi cu invitații noștri, doamna Vitalia Pavlicenko, politician, președintele PNL, domnul Valeriu Cosarciuc, politician, copreședintele PPRM, doamna Daniela Bodruc, politician, vicepreședintele Mișcării Populare Antimafie și domnul Alexandru Petkov, politician. Bună ziua și bine m-am găsit. Săptămâna aceasta au fost foarte multe lucruri care s-au întâmplat și care pentru Republica Moldova sau mai bine zis țara, aruncă țara într-o incertitudine pe termen scurt, mediu și lung. Avem o politică bugetară fiscală care este din start criticată înainte de a fi adoptată, promulgată și așa mai departe, ocolește controlul parlamentar, iar acest lucru din start nici nu au trecut 72 de ore, încă nu știm dacă vom avea sau nu o moțiune de cenzură, dar deja toată lumea, toate asociațiile, inclusiv cele de business și agricultorii, în același timp fac contestații și aduc critici acestei decizii a guvernului. Ce se întâmplă, am mai întrebat. Dar care a fost rezonul, care este logica și ce se ascunde sub această asumare a guvernului în fața legislativului? Și haideți să vedem dacă există și calea de ieșire din situație, în cazul în care poate unele prevederi ar putea fi pe parcurs amendate sau unele prevederi ar putea fi ajustate în următorul timp, în cazul în care să-i dăm, de exemplu, crezare cabinetului de miniștri că suntem totuși în aprilie, că a trecut prea mult timp, etc., etc. Da. Trebuie să constatăm că după 30 noiembrie lucrurile merg din rău în mai rău. Atunci s-a întâmplat, într-adevăr, și voi repeta și eu ideea unui deputat, acest atac rider asupra opțiunii pro-europene exprimate de cetățeni, de fapt în care noi n-am crezut și noi, Partidul Național Liberal, am spus că cei care reprezintă partidele parlamentare și vor să ajungă din nou în Parlament, stau cu Europa numai pe buze, dar de fapt Mădova, Spinării se tem de pușcării pentru ce au furat și ce vor mai fura și acest lucru s-a întâmplat. De aceea votul oamenilor a fost deturnat și acum, având puterea recăpătată, guvernanții își permit să facă ce vor și cel mai dureros este că nu sunt pedepsiți și taxați. Ei, de fapt, manifestă totală indiferență față de orice acțiuni ale societății civile, ale partidelor extraparlamentare legat de comportamentul lor. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova, nu voi înceta să spun acest lucru, este șantajabilitatea liderilor politici care sunt aleși. Rusia a avut întotdeauna grijă ca să promoveze aici persoane șantajabile, care își bat joc de oameni, dar care au un spate prin faptul că ei au bani. Da. Pentru că au pus un prim-ministru care nu reprezintă, de fapt, opțiunea pro-europeană, pentru că se bagă să conducă persoane care nu-și dau seama în ce mizerie și lucruri urâte, condamnabile ulterior, se bagă. Și în acest sens, de fapt, noi vedem că nu există practici de preluare a experienței pro-europene, ci de perpetuare a celor mai proaste practici sau de inventarea unor practici și mai proaste de către guvernanță. Vreau să vă spun că am făcut parte din majoritatea parlamentară care a acoperit alianța, guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme. Am fost vicepreședinte al Comisiei pentru Buget și Finanțe. Și vreau să vă spun cum era atunci în Parlament, pentru că noi vedem că într-adevăr e tot mai rău. Se discuta bugetul săptămâni întregi de către o comisie formată reprezentând toate fracțiunile parlamentare și
din mai multe comisii care erau interesate. În ultimii 2 ani sau în ultimii 3 ani, ca să facem și o discuție, să înțelegem exact ce se întâmplă. Noi am avut în ultimii 2 sau 3 ani, poate 4, practica asumării guvernului în fața Parlamentului, lucru care nu s-a întâmplat foarte des în ultimii 23 ani. Eu vreau să fac o remarcă. În ADR-ul despre care vorbesc, s-a asumat răspunderea, dar pentru proiect în perioada când Parlamentul este în vacanță, s-a terminat sesiunea, apar niște urgențe. Ceea ce s-a întâmplat acum este ceva de neimaginat și m-aș mira ce poziție vor avea partenerii europeni. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este de fapt furtul în continuare al cetățenilor prin politici fiscale și bugetare dubioase, nite să îi îmbogățească pe cei care se află sus și să îi însărăcească în continuare pe cei care i-au votat. De altă parte, se tot vorbește în rândul politicienilor și se aduc argumente, inclusiv articole din tot felul de regulamente, că anume că răspunderea guvernului în fața Parlamentului este perfect legală. Doar că avem și critici care spun că ba nu, pentru că există o interpretare eronată a acelui regulament. Dumitru, ca să înțelegeți, într-adevăr, exact, legislația când poate și când nu poate guvernul să-și asume. Într-adevăr, legislația permite acest lucru și foarte corect a spus doamna Vitalia Pavlicenko că în anumite perioade, da? Ce se întâmplă astăzi? Vreau, iată, să fac o mică remarcă. În octombrie anul trecut, în studioul dumneavoastră, când explicam de ce nu vreau să fiu deputat în Parlamentul lui Plahotniuc, am spus că în viitorul Parlament, adică în cel care este astăzi prezent, legile cele mai importante se vor adopta prin răspunderea guvernului. Aceasta și se întâmplă. Uitați-vă, avem legile, sunt mai multe legi. Nu este corect astăzi să vorbim doar despre legea bugetului sau politica bugetar fiscală. Acolo sunt vreo 7 sau 8 legi, dacă nu mă înșel eu, care au fost modificate. Și uitați-vă, legea bugetului. Ieri au ieșit unul după altul, pionii lui Plahotniuc. Au ieșit dintre pionii de la PCRM lui Plahotniuc și au spus că nu susținem acest proiect de lege, a legii bugetului. Bugetar, fiscală, politică, la fel, nu o susținem. Iese alți pioni lui Plahotniuc, Dodoni. Noi nu susținem acest lucru. Domnilor, a cui este proiect, a cui este bugetul? Cine își asumă responsabilitatea pentru acest buget? Un Gaburici care nici măcar nu a fost în perioada electorală în Republica Moldova, care nu cunoaște situația din Republica Moldova. Or, bugetul, ce este buget? Este direcționarea banilor publici în întreaga țară. Acest tânăr care nici măcar nu cunoaște unde sunt localitățile rurale din Republica Moldova, trebuie astăzi să ne răspundă clar. Cine poartă responsabilitatea pentru astfel de buget, care a fost adoptat în condiții netransparente și chiar criminale? Chiar criminale. Dar dumneavoastră foarte bine ați spus că pe termen lung avem acolo modificare, cred eu, chiar criminală a codului Vamal. Prin astfel de mișmașuri, prin care s-au deschis duty-free-urile pe teritoriile necontrolate de organele constituționale ale Republicii Moldova, adică în Transnistria. Deci, la 3 puncte internaționale de trecere, care sunt Cuciurgan Pervomaiskoye, punct auto, Novosovitskaya Cuciurgan, punct feroviar, și Goianul Nou, Goianul Vechi, permise, punctul la fel auto. Pe teritoriu controlat de autoritățile transnistriene vor fi deschise duty-free-urile. Cum, domnule, ce fel de politică fiscală avem? De care politică fiscală avem care ar fi coordonată de, chiar și același acord de asociere cu Uniunea Europeană? Ori 5 articole din acest acord vorbesc foarte clar că Republica Moldova trebuie să se realieze la acele norme fiscale ale Uniunii Europene. Oare asta este o normă europeană? Sunt obligat să întreb, doamna Bodrog, ați văzut, ați parcurs oricum textul și politicii bugetare fiscale și a legii bugetului pentru 2015, ați văzut lucruri bune? Poate sunt și părți pozitive. Deci este un buget triumfalist, este unul care are foarte multe lacune, deci este unul în care prin care ei vor să demonstreze că, iată, Republica Moldova, de exemplu, un exemplu vă dau, nu va mai avea datorii externe, ele scad, prin asta subjugând de fapt agenții economici din Republica Moldova care vor avea
avea poveri foarte mari fiscale în acest an, din motivul că Republica Moldova nu va mai beneficia de asistență financiară din partea partenerilor de dezvoltare, atât din Uniunea Europeană, cât și de la Banca Mondială, iar guvernul, pentru a suplini deficitul bugetar, pentru a acoperi acea gaură financiară prin furtul masiv pe care l-au făcut din sistemul financiar, o dă această povară către cetățeni. Apropo, aici este și proiectul cu privire la asigurările sociale, cu privire la sistemul de pensie și așa mai departe. Acestea sunt lucruri care de 5 ani de zile trebuiau să se facă reforme. În Republica Moldova nu s-a făcut nicio reformă palpabilă, nici în domeniul ce ține de pensionare și așa mai departe. Deci, acest buget de stat este unul irealist. În el sunt prevederi care nu coincid cu realitățile. Deci, încă un exemplu vă dau. Veniturile care sunt în acest buget, cheltuielile nu vor fi făcute pentru ceea ce s-a declarat. Deci, vor avea o cu totul altă destinație, ceea ce nu este corect. Și așa mai departe. Dar, eu vreau să vă spun încă un lucru. Că atacul asupra opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova a fost făcut încă în noiembrie 2010 și acest deziderat a fost exprimat în 2009 de către cetățeni prin revoltă din stradă în 2010, atunci când în Partidul Democrat a venit Plahotniuc în fruntea acestui partid pe locul 2. Al doilea atac a avut loc în cazul Pădurii Domnești, atunci când nu s-a clarificat situația, atunci când Filat și Ghimpu s-au aliat cu Plahotniuc, au tăcut, au acoperit această crimă și al treilea atac l-a făcut Leancă prin susținerea furtului din sistemul bancar. Și acum citesc un titlu în presă care te amuzează când Leancă zice că este inadmisibil ca acest proiect de lege cu privire la bugetul de stat să fie asumat de către guvern. Asta în momentul în care tot Leancă și-a asumat furturile din sistemul bancar. El mai zice încă un... Deci nu el, dar titlul sună așa. Leancă dă de pământ cu Gaburici. Gaburici este Leancă 2. Gaburici este Leancă 2 și este instrumentul acestor mafioți care au ajuns în instituțiile de stat. Mai mult decât atât, dumneavoastră ați întrebat despre care este logica acestor lucruri. Eu întrebam și vreau să știu, pentru că vorbim despre politica bugetară fiscală, despre legea bugetului de stat pentru 2015, asigurările medicale și tot așa mai departe. E un pachet întreg foarte responsabil și avem un guvern minoritar. Exact. Până la urmă avem un text, nu știu exact câți experți, funcționari, etc. au stat și au scris, au încercat să facă această direcționare a banilor publici, cum se exprimă domnul. Câțiva miniștri. Întrebarea mea este dacă, totuși, pe lângă toate criticile, există și poate niște părți pozitive, iar ceea ce nu s-a discutat cu sindicatele, cu patronatele, cu asociațiile de business, cu camerele de comerț, cu societatea civilă, poate vine cineva mai târziu și propune amendamente, poate există cale de mișcare în stânga, în dreapta, cumva să dea și... Ceea ce spuneți dumneavoastră se încadrează exact în politica de manipulare a formatorilor de opinie a acestei guvernări. Aceleași lucruri le spun ei, da? Aceleași lucruri le spun ei. Dar eu cu toată sinceritatea întreb, da. Poate există și părți bune, pentru că vreau să atât de important este examinat netransparent,
nu putem avea nici o speranță că ar fi ceva bun aici. De ce întreb? Pentru că într-o situație, și pornind de la întrebarea mea, într-o situație cu totul specială este agricultura și producătorii agricoli, și atunci când se elabora, se discuta și se scria această politică bugetară fiscală, între timp, în paralel, agricultorii deja dădeau semnale. Nu s-a ținut cont de ce spun agricultorii. Vom avea consecințe, l-am auzit ieri pe domnul Slusare vorbind despre consecințele imediate și pe termen mediu pentru agricultură. Mă întreb acum, după eșecul, după negocierile care au eșuat împreună cu domnul Gaburici, mai există o speranță, mai aveți o speranță că eventual agricultorii vor avea parte de o rectificare sau vor fi propuse niște amendamente pentru a le veni în întâmpinare? Pentru că, dacă nu mă înșel, astăzi agricultura e cât ține din PIB? 20%? 13% plus prelucrare, 45%. Adică dacă mergem pe lanțul alimentar, avem 45% agricultura plus procesare. Dar eu aș vrea să mă includ și eu în discuție și vreau să vă spun că guvernul și guvernarea actuală n-au avut argumente ca să grăbească adoptarea acestor proiecte de lege importante prin asumare răspundere. Și vă spun de ce. În primul rând, noi considerăm că această guvernare și guvernul sumar nu au gândire economică. Fiindcă nu poți să promovezi o politică fiscală care deteriorează climatul de afaceri și include sau instituie niște norme care sunt mai proaste decât cele din 2014. Și vă spun, dau câteva exemple. Prima, este vorba de TVA în agricultură. În 2014 toată agricultura era taxată cu 8%, taxa pe lare adăugată. În 2015, de acum avem 8% pentru unele produse și 20% pentru producția din zootehnie, pentru tot ce legat cu carnea în stare proaspătă și în masă vie și sacrificată. Da? Adică noi vedem că guvernul vine cu deteriorarea situației. Adică aduce niște norme mai proaste decât în 2014. Atunci de ce trebuie să te grăbești? De ce nu discuți? De ce nu asculți argumentele? Fiindcă le-am propus. Să discutăm în continuare, fiindcă a venit domnul Candu la o discuție cu fermieri și spune că uite, veți avea platforma parlamentară. Știind că guvernul își va suma răspundere și va veni cu aceste proiecte de lege fără niciun fel de discuții. Acum, mai departe, dacă să mergem despre, să vorbim despre gândirea economică a acestui guvern. Da, ei introduc în politica fiscală pentru anul 2015, pentru anul curent, că vor taxa remitențele. Ce este aceasta? Este o normă bună, este o situație care va, spunem așa, stimula ca cetățenii Republicii Moldova să câștige niște bani, să trimită acasă și acești bani să fie investiți sau să vor nimeri imediat sub taxarea guvernării actuale. Acum, dacă să vorbim despre buget, bugetul este unul auster. El a fost elaborat cu un deficit de 4 miliarde de lei. Asta înseamnă, practic, 4% din produsul intern brut. Adică noi nu putem să spunem că acest buget are mari, spunem, posibilități. Cu atât mai mult că noi cunoaștem că chiar și acest deficit bugetar nu este asigurat cu finanțări. Adică el nu poate fi finanțat. Deci noi nu putem să spunem că peste un timp oricare vom reveni și vom hotărâi problema legată de subvenții pentru țărani. Fiindcă acele subvenții care au fost prevăzute în legea bugetului pentru 2015-610 milioane de lei sunt mai puțin decât anul trecut, fiindcă datorii din anul 2014 240 de milioane, rămân 300 de milioane de lei pentru anul acesta. Chiar și în cel mai greu an, în 2009, când a venit guvernarea, noi atunci am plătit 560 de milioane de lei în anul 2009. Și acum noi, practic, revenim la o cifră mai mică. De ce eu spun că guvernul actual, guvernarea actuală, neavând gândire economică, nu dorește să discute, fiindcă în discuții se va demonstra încă o dată cu argumente că tot ce se promovează este în detrimentul economiei naționale, în detrimentul populației din Republica Moldova și acele lucruri știu care încă mai puteau să fie îmbunătățite, ele se vor înrăutăți. De ce noi considerăm că argumentul adus de guvern, de prim-ministru, că, mă rog, noi avem nevoie de buget în regim de urgență, că noi avem nevoie de politică fiscală. Dacă tu promovezi o politică fiscală mai proastă decât în perioada precedentă, atunci nu trebuie să te grăbești.
mai bine așteaptă și lucrează spre ei. În ceea ce privește bugetul, noi știm că se poate definanțat una, două și parte, adică în fiecare lună una, două și parte din bugetul anului trecut. Adică nu sunt mari probleme, cu atât mai mult că în Parlament se poate în două săptămâni discutat legea bugetului, de adoptat în trei lecturi și de mers înainte. De ce noi considerăm că totuși argumentul nostru, și argumentul nostru, dar spunem așa, noi am discutat cauza. Cauza este că această guvernare sumar nu are gândire economică, nu poți genera politici care să stimuleze businessul în Republica Moldova, stimulând businessul să creeze condiții pentru dezvoltarea noastră socială, educație, medicină, probleme sociale și mai departe. Deci ei se grăbesc fiindcă nu au ce arăta și nu au argumente ca să demonstreze că ceea ce promovează este un lucru bun. Ceea ce spune domnul Costărciuc este chiar constatarea unei deficiențe grave, aș spune eu, a democrației în Republica Moldova. Pentru că orice democrație își are logica sa. Da? Orice democrație își are logica sa. Există partide politice. Există parlament, care anume parlamentul este emanația voinței politice a societății. Nu dar guvernul. Dar parte tot dumneavoastră spuneți. Mai ales minoritar. Este perfect legal, procedural. Nu este perfect legal. Ca să mă înțelegeți. Nu este perfect legal. Vă spun din care cauză. Pentru că legea stabilește foarte clar cum pot fi adoptate aceste legi cu răspunderea guvernului. În cazul în care proiectul de lege se împotmolește în Parlament, în cazul în care este o vacanță parlamentară, în cazul în care este o situație excepțională, ar fi război, calamitate și așa mai departe. De urgență, luna aprilie, da. etc. Dar ca să înțelegeți, Dumitru, aceste proiecte de legi nici măcar nu au intrat în comisiile parlamentare. Nu au intrat, au fost publicate pe data de 8 și pe data publicate deja în monitorul oficial ca proiecte și pe data de 9 vine Gaburic în Parlament. Nici măcar nu a fost respectată această necesitate. Ce credeți că ar trebui să facă acum președintele? Pentru că e următorul filtru până la aprobare, până la intrarea în vigoare. Vreau să spun că legea cu privire la buget este principala lege a Parlamentului. E Constituția economică, să mai vorbești. Absolut. Uitați-vă, ai o familie. Ca să gestionezi familia, trebuie să vezi cât câștigi și cum împarți. Dacă ești falimentar și nu câștigi nimic, n-ai ce să gestionezi. Deci asta e problema. Este legea principală pe care o adoptă Parlamentul. Această adoptare prin asumare a răspunderii a unei asemenea legi arată de fapt că nu funcționează instituțiile statului, nu funcționează instituția dialogului social, că Parlamentul este de fapt în buzunarul unor lideri politici care nici măcar nu dețin funcții importante în stat ca să-și asume răspunderea ulterior și să fie pedepsiți în mod corespunzător. Și în felul acesta apare întrebarea. Și dacă aceste politici conduc la un eșec? Pentru că vedeți care e deficitul bugetar, uitați-vă, cred că Uniunea Europeană va înceta să mai dea bani așa cum a dat, în speranța că ne scoate la vreun mal. Cine își va asuma răspunderea și va răspunde, de fapt, pentru consecințele acestor politici? Un Gaburici? Timofie. Un Gaburici care cum a fost pus, așa va fi scos. Și el va rămâne vinovat, iar Filat va ieși și va spune, de exemplu, că iată cum Leancă cunoaște ce s-a întâmplat cu BM-ul și cu aeroportul. A fost simplu deputat. Da, de parcă care a fost premier. Nu, asta o să spună că am fost simplu deputat. Acela pur și simplu a fost premier și până la urmă nimeni nu răspunde. Deci este o manipulare extraordinară. Acum ați întrebat de Timofte. Uitați-vă, mă gândesc de fiecare dată ce modele ar trebui să ia guvernanții noștri. Pentru că am impresia că ei nu caută modele. Dar modelele sunt alături. Eu mă uit peste prut, că de fapt privesc ce se întâmplă acolo. Dincolo de faptul că DNA ar trebui să vină și la noi să mai fac ordine, dincolo de preluarea unor politici, de acolo vedeți... Eu vă spun ce ar trebui să facă acum președinte. Despre Republica Moldova vreau să vă spun. Vorbesc de modele. În România, de exemplu, acum s-a anunțat o creștere economică de 114%. Deci ei acum reduc TVA-ul, adică au niște succese extraordinare. Acolo funcționează, într-adevăr, fracțiunile parlamentare, partidele și președintele. Președintele dă mesaje. Eu am spus de mii de ori și nu voi înceta să spun. Un președinte al Republicii Moldova, care
mă rog, se spune că nu prea are prerogative. El are niște prerogative extraordinare. Presiunea publică. El ar trebui să iasă cu mesaje interne și externe și să pună presiune pe hoții și pe tălhari. Dacă el nu face acest lucru, asta înseamnă că el este în legătură și încredă și cu ei. Pentru că mă uit peste Prut, cum Iohannis a fost supărat de faptul că unor deputați nu le-a dat voie Parlamentul ca să le fie retrasă imunitatea și să fie cercetați penal, fără imunitate, și acum îi cheamă pe toți la consultări. Eu cred că Timofti ar trebui să cheme la consultări președinții partidelor parlamentari să vină cu niște poziții de demnitate, ca să nu plece din funcție, de exemplu, la anul, chiar ca un președinte mut și fără poziții, și în felul acesta să pună măcar el presiune și poate va fi respectat de partenerii europeni și poate prin el să va ajunge ca măcar puțină frică și rușine să aibă cei care, de fapt, fură Republica Moldova. Mie foarte greu să cred președintele în cazul ăsta, ca să poate reîntoarce înapoi proiectul privire la legea. Știți, mie vine foarte greu să cred. Formal legal are dreptul. Da. Dar el nu va face lucrurile astea, dar totul este înțeles. Uitați-vă. Asta este rezultatul guvernului minoritar, asta am vrut să spun. Da. Pentru că comuniștii nu vor să voteze niște lucruri care, de care ar putea să răspundă și zică, păi voi cu ei sunteți cu europeni, a spus că sunteți împotriva Europei pentru Uniunea Euroasiatică și acum voi votați asta și neavând sprijinul comuniștilor, ăștia, astea două partide cu guvernul și cu coaliția lor minoritară și-au sumat un proiect de buget și un buget care de fapt ne distruge. Și atunci ies așa, comuniștii n-au votat, socialiștii critică, câteodată se și incomod ca să spui că Dodon măcar are o poziție civică și luptă. Deci nu-mi place știți, orientarea lui. Știți, dacă să revenim... Dacă iar liberalii, eu cred că ar trebui să facă mult mai mult. Este o întrebare de ce liberalii nu sunt mai activi și nu sunt mai ofensivi. Dacă să revenim totuși la Timofti, știți, mie vine foarte greu a crede în faptul în ce că cel care i-a decorat cu Ordinul Republicii pe Filat și pe Plahotniuc poate să acum să pună piciorul în prag, dar totuși... Dar pe Usatăi, care l-a decorat vinerea trecut și acum el e reținut? Dar totuși... Asta în general, dincolo de orice imaginație. Dar totuși, Timofti trebuie să știe că în toată afacerea asta cu răspunderea guvernului, unica persoană care va răspunde pentru tot ce se va face va fi persoana care ultima a semnat și ultima semnătură este a lui Timofti cu promulgarea. Și iată aici, cel care se numește președinte trebuie să gândească cu mintea lui de judecător că, domnule, eu semnez lucruri antistatale. Doamna Vitalie Pavlicenko foarte corect a spus, măi că n-a continuat, dați continuu eu. De ce liberalii tac? Cei care urlă la fiecare colț, noi suntem pentru integritatea, suverenitatea Republicii Moldova. Domnilor, aceste trei duty free-uri care au fost deschise acum în Transnistria, ce este? Este subminarea statalității. Subminarea statalității, nu altceva. Și astăzi Gaburici, sunt sigur, cu acest pachet de legi, s-a dus frumușel la Tiraspol la Șefciu ca să se raporteze. Ce credeți? Că ei au discutat acum câteva zile la Chișinău cu Ștanski, au discutat asigurările cele auto? Alexandru, să nu fie... paranteză. Păi uitați-vă, legat de Transnistria, ați spus de ce legătură imediat, ce legătură are Rusia, că am spus că șantajabil liderii. Credeți că ceea ce depinde și ceea ce s-a adoptat legat de Transnistria n-are nicio implicare aici Rusia? Sau că problema transnistreană nu se rezolvă de atâta timp, nu pentru că prin această zonă gri se fac foarte mulți bani murdari care pe urmă se bagă. Aici chiar nu cred că este implicată Rusia, doamne. Eu știu că și atunci în 2009 s-au folosit bani murdari din Transnistria pentru unii partide pretenți. Transnistria astăzi, având o situație când Ucraina i-a închis totuși hotarele... Partea de Ucraina și-a deschis respectiva gură de oxigen prin Republica Moldova, prin autoritățile din Republica Moldova. Deci, pur și simplu s-a offshore-izat întreaga Moldova. Și asta s-a făcut sunt, ieri. De fapt, separatiști. Asta, sau încurajatori, asta s-a făcut ieri și toată lumea trebuie să cunoască acest lucru. Eu totuși aș vrea să revenim la tema discuției și în privința rolului președintelui. Poate el sau nu poate? Da, el poate.
El, conform Constituției, poate promulga legea sau poate să o întoarcă înapoi în... Vorbim doar despre acțiuni publice sau în Parlament. Dar eu cred că el nu va face acest lucru. Și în Republica Moldova, ca să se schimbe ceva cu adevărat, este nevoie ca să avem presiunea societății civile. Și eu, de pildă, reprezint și Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova. Noi am început aceste presiuni. Vedem că nu au mari rezultate. Asupra guvernării actuale. Numai o clipă. Noi nu putem când să vorbim guvernare actuală, trebuie să se spunem clar. Asupra cui? Noi vom continua ca pentru sensibilizarea societății. Noi vom continua ca să... Ca să fie cât mai mulți care ies. Sensibilizăm guvernarea și societatea. Și în data de 15 aprilie noi vom organiza proteste cu blocarea traseelor. Poate vom merge la niște încălcări a legislației și mai departe, dar noi mergem la aceste lucruri. Domnule Constărciuc, dumneavoastră cu agricultorii, ați venit la guvern, v-a ascultat cineva? În acest proiect de lege a bugetului, cumva se regăsește vreo... Sau, nu se regăsește, de ce politica bugetară fiscală, ceva, măcar ceva să se regăsească. De ce și-a menționat de la bun început că n-au fost argumente ca să se grăbească tocmai din acest consilient și vă întreb, această lege bugetară fiscală. Asupra cui trebuie să fie expusă această presiune? Domnul Petcu, eu cred că atunci când dumneavoastră vorbiți, nu vă încurcă nimeni. Adică eu sunt așa o persoană care ascult și pe urmă, dacă este posibilitatea, să intervin. Eu vreau să vă spun că, și încă o dată repet, guvernarea actuală n-a avut argumente să se grăbească cu proiectul legii bugetului și cu această politică fiscală, fiindcă ele nu îmbunătățesc situația din Republica Moldova în acest an. Ele vor deteriora, în primul rând, climatul de afaceri. Oamenii care au dorit să mai investească în Moldova se vor gândi de sute de ori să facă acest lucru sau nu. Doi, a fost și rămâne această problemă cu accesul la finanțe și noi nu avem astăzi posibilitatea să obținem niște subvenții, așa cum de pildă obțin colegii din agricultură din România. Nu, metodul e filat. Trei, noi vedem că acele proiecte care pot fi implementate și ele se tergiversează la ani de zile, proiectul polonez. Și acolo noi am spus că uite, nu 3%, dar 1% trebuie să fie dobândă, fiindcă este un proiect care a fost acordat Republicii Moldova cu 0,15%, adică arată dobândă. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar haideți să personalizăm această guvernare. Dumneavoastră vedeți, ieri unul după altul au ieșit și au spus, nu e nostru bugetul. Haideți să personalizăm. Despre cine să vorbim? Sunt două. Trebuie să vorbim clar despre Plahotniuc, pentru că la Nobel Club s-a scris această lege și nu numai una. Trebuie să vorbim clar despre Timofti, pentru că este responsabil pentru promulgarea acestor legi. Trebuie să vorbim despre Leancă, care totuși a fost acela care în consecință a ajuns guvernul Gabure și face la fel aceleași lucruri care le-a făcut Leancă. De ce nu vorbim despre aceste lucruri? Astfel trebuie să fie puse accentele. Noi astăzi vorbim guvernarea. Cine, domnule, guvernarea? A cui este bugetul? Domnule Petru, cine a deschis aceste duty free-uri? Nu știi că e vorba de PD și de PLDM. Nu știi că Timofti a fost propus de Gimpu. Gimpu și-a asumat răspunderea pentru comportamentul lui Timofti. La zăzuri odată să iasă Mihai Gimpu, zic, domnule, eu am fost cu ideea să iei Timofti. Am crezut că va fi un președinte care cel puțin va avea o poziție civică, dacă nu chiar corespunzător a prerogativelor sale. La zăzuri odată să iasă. Deci uitați care e problema. Toți stau în umbră, n-au poziție, așteaptă să gândesc cum să mai ajungă la guvernare, dar nu se gândesc deloc la populație. La populație se gândesc în alegeri, când vin și cumpără cu banii de mic voturile și după asta îți duc și fură miliardele. Iar oamenii înainte votează și după asta îți gândesc, băi, dar ce-am făcut? Haideți să enumerăm legile care au fost modificate, da? Și care au fost adoptate prin această responsabilitate. Legea cu privire la buget, legea cu privire la politica bugetară fiscală, legea cu privire la asociațiile, la societățile pe acțiuni, legea cu privire la întreprinderile de stat, codul vamal, codul fiscal. Domnilor, dumneavoastră vă dați seama că prin fumigena asta, care se vorbește legea bugetului, prin fumigena asta, restul legilor care au un impact extrem de grav asupra societății moldovenești, asupra statalității, pur și simplu se fac dar așa. Dar vreau să spun, și lumea care tace, și care nu vine toată la manifestări, și care nu încearcă să fie curajoasă, ce se gândește lumea asta? Unde o să ajungă? O să pleci toți de aici, că de fapt poate ca asta se urmărește. Deci trebuie într-adevăr toți. Iată, noi duminică am fost toți la platforma, da. Noi am avut înainte asta pe 12 martie o masă rotundă, Consiliul Unirii. Am chemat pe toți cum să colaborăm platformele, partidele extraparlamentare. Eu, iată, am fost bolnav săptămâna asta și am mai vizitat policlinica. Lumea mă întreabă la politică, dar Partidul Liberal de ce nu vine să lupte și el împotriva celor care sunt la guvernare? Deci lumea își pune întrebări, cum fac?
facem și cum ieșim după votul care a fost dat vrodibă, cum se zice, legal, dar până la urmă iată că ei l-au deturnat. Adică asta e o mare problemă, noi trebuie să sensibilizăm societatea. Fiindcă eu sunt aici, eu, domnul Costanciucă, doamna Bădrugă, Petcov, alții, și vorbesc, dar populația ce face? Ea trebuie să gândească ce face. Poate rezista încă 4 ani? Eu mă gândesc dacă încă 4 ani va rezista, nu știu unde vom ajunge. Și ce face Europa? Pe lângă acest filtru de care vorbeam, președintele țării, Nicolae Timofti, mai există și încă un pas sau examen, dacă doriți să-i spuneți astfel, Curtea Constituțională și moțiunea de cenzură. Dacă sunt atâtea critici, inclusiv și în Parlament și în societatea civilă, bine, acum nu se ajunge un singur vot pentru moțiunea de cenzură. Doi, avem sesizări deja la Curtea Constituțională, va fi depusă la Curtea Constituțională. Nu știu dacă până la această oră nu a fost și deja. Încă nu este subiectul. Încă nu este publicat. Trebuie să fie promulgat, trebuie să fie publicat și după asta este posibil de... De exemplu, socialiști... Este un aspect delicat aici. Dacă vor sesiza socialiștii sau comuniștii, cum va proceda Curtea Constituțională? Aș vrea să doresc va legaliza. Să procedeze legal. Asta e în primul rând. Iar în al doilea rând, știți, mie mi-e foarte incomod să văd că, de fapt, comuniștii și socialiștii luptă pentru niște lucruri, iar europenii de acum au ajuns în poziția socialiștilor și a comuniștilor când erau comuniști la guvernare. Deci la noi s-au inversat foarte dramatic lucrurile și dezamăgirea că ăștia nu sunt mai buni decât comuniștii și unii spun, domnule, nici pe timpul comuniștilor nu se face așa, este foarte și foarte rea. Doamna Bădrug, în opinia dumneavoastră, dacă e să vorbim despre moțiunea de cenzură acum, credeți că expiră la 2:30 duminică termenul de 72 de ore? Credeți că se va găsi votul de aur? Nu știu dacă e bine spus așa, votul de aur, dar bine, nu se ajunge un singur vot pentru moțiunea de cenzură. Credeți că se va întâmpla acest lucru? Se vorbește de un plan de a-l deturna, de a-l debarca pe Gabori Centralele. Poate fi un plan pus la cale. Dacă sunt totuși lacune, dacă va exista această resetare, ne vom adânci în criză sau ne așteaptă sau vom avea totuși o speranță că se va reîntoarce această politică bugetară fiscală și vor putea fi făcute îmbunătățiri? Eu cred că moțiunea de cenzură nu va fi depusă, pentru că ei toți sunt o apă și un pământ, nu în zădar acest vot nu este, deși ar fi putut să fie, dar în această plasă cel mai mult au pierdut comuniștii, de fapt, pentru că comuniștii nu vor susține această moțiune de cenzură, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt o apă și un pământ, atât comuniștii cât și cei care s-au declarat pro-europeni. Dar, aparte de aceste lucruri, această politică bugetară fiscală. De ce? Dar totodată nu susțin pentru că declarațiile pe care le fac nu coincid cu intențiile reale. Intențiile și mie foarte mult modul în care guvernul și-a asumat această răspundere și toate pachetele de legi care sunt aici, în afară de lege cu privire la, bugetul de stat, îmi amintește de modul în care în Parlament a fost propus proiectul de lege cu privire la modificări la codul audiovizualului. Public s-a prezentat ca ceva foarte bun, ca ceva ce își dorește populația, adică nu va mai fi populația activă, deci cei care sau oamenii care susțin parcursul integrării europene. S-au prezentat că din Republica Moldova vor fi scoase televiziunile cu propagandă rusească și așa mai departe. Ca atunci când această lege, proiect de lege a fost examinat, s-a adeverit că acolo de fapt erau alte intenții. Intențiile era de a suprima mass media din Republica Moldova. La fel se întâmplă și cu bugetul de stat. El se prezintă ca o necesitate urgentă pentru cetățeni și așa mai departe, dar circumstanțele, ați văzut și în cadrul emisiunii, circumstanțele demonstrează cu totul altceva, că nu este o urgență, că acest buget are foarte multe lacune și este în detrimentul societății și adâncește povara cetățenilor, pentru că, așa cum vă spuneau, banii care i-au furat, acum îi fac pe cetățeni să acopere această gaură fiscală. În afară de aceasta, logica tuturor acestor pași pe care îi fac ei ne
ne aduce la campania electorală, când în campania electorală Pilat și Plahotniuc au avut prima dezamăgire, când Ponta nu a câștigat alegerile în România, asta a fost prima dezamăgire pentru ei și o să aflați de ce. A doua dezamăgire a fost că ei, după 30 noiembrie, au avut mandate suficiente de a forma o majoritate parlamentară pro-europeană pe care ei nu și-o doreau. Nu și-o doreau pentru că asta ar fi însemnat să adopte în regim de urgență toate proiectele de legi cu referire la reforme în domeniul justiției, reformarea procuraturii și așa mai departe, reforme pe care le cereau partenerii europeni pentru a sprijini financiar Republica Moldova, pentru ca lipsurile din buget să poate fi acoperite prin această susținere financiară. Dar pașii pe care iau logica acestor acțiuni ai lor prin prin faptul că au creat o majoritate parlamentară pro-europeană, prin faptul că au desemnat un prim-ministru necărturar care îndeplinește ordinele mafioților ăștia din Republica Moldova, prin faptul că au adoptat acest buget într-un mod total antidemocratic, total împotriva spiritului european, demonstrează că acești oameni nu mai au treabă cu țara asta. Doamna, demonstrează că acești oameni își pregătesc bagajele să fugă din țara asta și să lase tot amalganul acestei de probleme pe spatele cetățenilor. Vreau doar să sprijin ideea că ei și-au dorit foarte mult să intre cu mai multe voturi, comuniștii, socialiștii, exact. Dar nu asta și-au făcut-o cu USAF în campanie și așa mai departe. Că ei, caracterul celor două partide este un caracter și o orientare prorusească, antireformatoare, anti-europeană, antinațională. De ce de la ei nu poți nimic aștepta decât să-i numești falși pro-europeni? Și încă o idee. Eu cred că mai poate fi un scenariu. Chiar să-l dea jos și pe Gaburici și să mai schimbi guvernul, că se vorbește despre asta și cred că și chestia cu studiile tot este de o emanație dintr-o anumite zone din Parlament legat de diplomile lui și așa mai departe. Deci aici jocuri se fac foarte mult, lupta dintre PDM și PD continuă, chiar dacă formal ei sunt într-o coaliție minoritară. Și corupția este în floare, iar despre corupția din Republica Moldova se vorbește tot mai des. Și Berdu a vorbit nu mai departe decât ziua de ieri într-un alt raport, al N-ulea raport, dacă pot să mă exprim astfel, corupția este cel mai mare obstacol pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Iată, așa sună exact concluzia unui nou raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Gravitatea acestui fenomen a crescut semnificativ, făcând un salt de pe locul 8 pe primul în topul problemelor cu care se confruntă oamenii de afaceri. Într-o perioadă de 4 ani, numărul businessmenilor care spun că s-au văzut nevoiți să dea mită pentru a-și desfășura afacerea a crescut cu peste 20% în anumite domenii. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a publicat rezultatele unei cercetări făcute în perioada noiembrie 2012-decembrie 2013 în rândul oamenilor de afaceri din Republica Moldova. Comparativ cu rezultatele sondajului anterior realizat în perioada septembrie 2008-februarie 2009, ponderea antreprenorilor care au fost nevoiți să dea mită a crescut în diferite domenii. Pentru o conexiune la rețeaua electrică, cifra s-a majorat de la 1,6% la 23%. Pentru o autorizație de construcții de la 22,8% la 42,4%, pentru o licență de import de la 5,9% la 8,6%, pentru o licență de activitate de la 6,9% la 22%. Iată cum comentează aceste rezultate liderii PLDM și PD, cei care au preluat guvernarea după 2009. N-am răspuns, întâi de toate eu aș ruga, dacă aveți acest sondaj, nu-l prezentați și mie, îmi faceți o favoare, o să vă fiu recunoscător. Îl citesc și după asta îl discutăm. Guvernarea și noi toți împreună să luptăm cu mai multă eficiență, cu mai mult succes. Eu cred că nu trebuie de comentat acest lucru și acest sondaj arată foarte clar cât de gravă este această problemă pentru Republica Moldova și că este un obstacol clar în dezvoltarea țării noastre. De ce se întâmplă așa? Parcă tot luptăm cu corupția, de ce ajungem tot aici?
De aceea trebuie să avem acțiuni consolidate care să nu aibă caracter politic. Pentru a atrage investitori, autoritățile trebuie să facă regulă în justiție, spun reprezentanții BERD. Noi am lucrat cu aproape toți investitorii care analizează posibilitatea să vină în Republica Moldova. Unii s-au hotărât, iar alții sunt reticenți. Acest lucru se întâmplă în mare parte din cauza deficiențelor care există în sectorul justiției, care are nevoie în regim de urgență de măsuri tangibile în vederea îmbunătățirii. Trebuie să existe niște condiții egale și echitabile cu privire la aplicarea regulilor în mod consecvent. În raportul BERD se mai menționează că din aprilie 2009 mediul de afaceri din Moldova este afectat de instabilitatea politică, aceasta fiind cauzată de fragilitatea coalițiilor de guvernământ. Un alt obstacol, lipsa muncitorilor calificați. În companiile din Moldova, ponderea angajaților cu normă întreagă și studii superioare finalizate a scăzut la 30,1% față de 45,8% în raportul precedent. Alte probleme indicate de agenții economici sunt accesul la energia electrică, accesul la credite, transport și servicii de telecomunicații, economia tenebră, taxele fiscale și procedurile vamale. Revenim la discuție în platou. Vă rog, domnule Căsărciuc, discutăm mai anterior. Chiar ceea ce de noi discuteam aici și argumentele care le-am adus și ceea ce, au spus reprezentanții BERD-ului, încă o dată demonstrează că asumarea răspunde guvern. Această modalitate de adoptare a legilor, guvernul sau guvernarea minoritară nu a fost făcută pur și simplu ca să avem astfel de experiențe. Ea a fost făcută intenționat și mai departe noi vom asista la aceste asumări de răspundere, fiindcă nu se dorește ca să se discute într-un context normal, transparent, cu societatea civilă, transparent, cu societatea civilă, cu organizațiile, spunem, de profil, profesioniste, profesionale. Și asta, încă o dată, demonstrează că cei care astăzi ne guvernează, chiar dacă domnul Petcu spune că trebuie să-i numim acolo după nume, prenume și mai departe, dar care ne guvernează, este clar, PLD-MEU, PD-ul, nu au această capacitate economică de a genera politici care să ducă la dezvoltarea Republicii Moldova. Și de ce noi trebuie acum să influențăm societatea civilă, prin diferite acțiuni. Dar cum poate fi influențată societatea civilă? Societatea civilă trebuie educată. Fiindcă problema noastră în Republica Moldova este educația. Și noi trebuie să educăm. Prin manifestări, prin faptul că să mergem acolo unde ei locuiesc și să le explicăm ce se întâmplă în țara asta. Fiindcă, de multe ori, cei care sunt în țara noastră, ei obțin acces la o informație deformată. Adică nu au acces la o informație veridică, fiindcă aici în Chișinău, da, sunt sumedenie de mijloace mass media. Dacă te duci într-un sat îndepărtat, veți vedea că ei nu au acces nici la Moldova 1, nu la alte canale. Domnule Căsărciuc, scuzați-mă. De asta ați fost deputat? Da, numai o clipă. De asta ați fost deputat, da? Despre educație. Numai o clipă. Ca să nu pierdem firul. Ca să nu pierdem firul. Dar nu trebuie, eu vreau să-mi termin firul gândului și atunci dumneavoastră puteți să vă implicați în discuție. Eu zic că asta trebuie să facem, stimați colegi și am studiat și stimați cetățeni. De aceea noi vă propunem ca să demonstrăm împreună această putere. Și în 19 aprilie, miercurea viitoare, în 15 aprilie, miercurea viitoare, în afară de faptul că vor ieși țăranii noștri, fermierii, producători agricoli, noi invităm și cetățenii Republicii Moldova să participe la aceste proteste ca să demonstrăm că în țara noastră este o altă gândire. Și noi vrem o altă cale de dezvoltare. Și noi vrem ca să avem o guvernare care dorește să facă ceva pentru țara noastră. Și am spus și încă o dată argumentez. Și noi, care reprezentăm fermierii țărani din Republica Moldova, spunem că guvernul, prin politica fiscală, pentru anul 2015, deteriorează climatul de afaceri. Încă o dată, cu toată responsabilitatea. Și nu este o politică fiscală bună. În afară de aceasta, va avea un impact negativ asupra tuturor celor care sunt în business-ul din Republica Moldova, a tuturor celor care doresc să facă investiții în Republica Moldova. Deci eu cred că noi acum trebuie să mergem să educăm populația, să o informăm corect, care să aducem argumentele respective.
Fiindcă altfel noi vom spune despre guvernare, vom numi nume, prenume, dar asta nu va schimba nimic. Domnule Năsărciuc, Alexandru, permite-mi o remarcă. Uitați-vă care e problema. Partidele noastre nu sunt democratice. Mie mi se spune, domnule, dar sunt democrați și oameni de treabă și cum scade și la PLDM și la PD. Sunt și unioniști și acolo și încoace. Eu vorbesc la cei care au bunul simț și care sunt oameni cum scade. Dacă sunt în fracțiunile PD și PLDM. Fraților, voi sunteți în niște partide care sunt acum foarte dur criticate de societate. Care să cu ce ați făcut? Chiar n-aveți voi curajul, voința, rușinea ca să impuneți în partidele voastre alte discuții, alte prestații, alte comportamente, ca să vedeți unde vă duceți. Fiindcă vă duceți toți și duceți populația în groapă și după asta o să fugiți toți ca șoarecii și ca țăstarii. În continuare la ceea ce a spus domnul Cosarciuc despre educarea societății civile, eu cred totuși că în Moldova sunt destui oameni educați. Noi trebuie astăzi să ne întrebăm de ce? Pe parcurs a vreo 20 de ani noi cu toți am fost deputați, dar am văzut câte proiecte au fost despre tehnica legislativă, cum se adoptă legile, cum corect să se adopte legile. Noi cu doamna Pavlicencu suntem absolvenți al centrului George Marshall, da? Unde se vorbește clar și se pune accentul clar asupra controlul societății civile, asupra forțelor armate. Ce se întâmplă? De ce după 20 de ani în Moldova conduc oameni necărturari cu diplome false? Noi la asta trebuie să ne gândim. De ce? De ce oamenii educați? De ce oamenii educați stau astăzi? De ce oamenii educați astăzi stau la bucătărie și tac? Dar oamenii cei care necărturați sunt la cârma guvernului. Oamenii educați trebuie răscoliți. Și oamenii ăștia se implici, fiindcă oamenii ăștia trebuie odată și odată să se gândească că mult mai mult. Că soarta țării trebuie să fie educată. Soarta țării este în mâinile lor. Noi trebuie cu toții în preajma alegerilor locale ca să înțelegem un singur lucru. Ultimul obstacol între hoți și casele oamenilor sunt primăriile și consiliile locale. În momentul în care oamenii la alegerile locale o să-i dea iarăși votul lor, următorul pas al lor, a hoților, o să fie pas în ușa fiecărui acasă. Da. Niciun vot la hoți nu trebuie să fie dat odată și odată. Modul acesta de abordare a situației grave în care se află Republica Moldova cu privire la educația populației și așa mai departe, ne deviază de la ținta pe care o avem noi. Deci, în Republica Moldova este nevoie de o educație justițiară a tuturor celora care sunt în funcții de răspundere, în funcții publice, prin pedepsirea acestora conform legii. Da, este nevoie de societate civilă activă și e foarte, foarte bine și e un semn de bucurie că această societate civilă s-a trezit, că după evenimentele din aprilie nu se mai simte victime și nu se mai simt oameni amăgiți de actuala guvernare, dar îi suportă în continuare, ci se revoltă împotriva lor, dar cei care, asupra cărora trebuie să fim cu ochii de veghe, sunt formatorii de opinii, intelectualitatea din această țară care educă societatea, care transmit mesaje manipulatorii. Guvernanții nu vor să fie educați. Ei nu vor să se aplice legea. Justițiar, pedepsiți, doamna Pavlicencu. Dar cine să-i pedepsească dacă au fost puși la guvernare? Cei care au de sunt oameni irecuperabili. Și nu mai au voie să vină în funcții de răspundere. În Republica Moldova este nevoie. În Republica Moldova este nevoie de o conducere autoritară care să conducă prin dictatura legii. Cine s-o voteze? Chiar și cea care spune. Eu nu sunt pentru dictatură. Dar cine dictatura legii, doamna Pavlicencu. Dictatura legii. Ascultați, o forță politică, doamna Pavlicencu. Pentru că societatea civilă nu are rost revolta societății civile asupra unor criminali, să-i determine pe unor criminali să fie europeni.
nu e posibil acest lucru. Dar nu asupra criminalilor. Societatea civilă sensibilizează restul populației ca să știe ce să facă, cum să procedeze, cum să privească lucruri. Știți acum ce împrăște ei? Da. Dar guvernarea și-o asumă o forță politică. Păi e adevărat de asta. E adevărat că forța politică nu trebuie obstrucționată. Vreau să spun că e adevărat că o parte societății civile... Noi o să continuăm discuțiile, doamnelor și domnilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem luni la ora 19:50. O zi bună, să aveți. Partidele extraparlamentare.